În prima etapă a acestui retur, FC Argeș 2 a obținut o victorie importantă în deplasare cu Minerul Mătăsari, formație care înaintea etapei ocupa locul 4 în clasamentul seriei a 4-a a Ligii a 3-a. A fost o evoluție bună contra unei echipe care la momentul respectiv se afla pe locul 4 cu obiectiv de promovare. Am jucat pe un teren greu și a fost pentru noi un joc foarte bun prin așezarea care am avut-o în teren, în ciuda a gazonului care a fost foarte alunecos. Următoarea partidă a alb-violeților va fi vineri pe teren propriu împotriva celor de la FC Caracal. În tur, FC Argeș 2 a învins cu 1-0. Caracalul este o echipă bine organizată, o echipă bună, la care se adaugă experiența foarte mare care au și jucătorii, au un lot jucători foarte valoroși.